Steaua a mai făcut un pas greșit în lupta pentru titlu. La al doilea meci în Ghencea din acest sezon, oamenii lui Ilie Stan au remizat cu Gazmetan Mediaș, scor 0-0. Steaua a început în forță meciul. Raul Rusescu nu a putut însă să-l învingă pe Pleșca din centrarea bună a lui Chipciu. Steliștii au cerut penalti la o fază în care Chipciu a tras în blocaj, pentru ca apoi Pleșca să-și salveze echipa în fața lui Rusescu, lansat perfect de Geraldo. Nici Cristi Tănase nu a avut mai multă șansă. Șutul său a zguduit bara. În minutul 33, Ilie Stan a primit o lovitură grea. Pârvulescu s-a accidentat și a fost înlocuit de Tatu. În prima parte, Steaua a mai avut o ocazie de gol prin Chipciu, care a șutat însă pe lângă poartă. Repriza s-a încheiat cu șansa Gazului de a deschide scorul. Alex Munteanu a scăpat singur, dar Tătărușanu s-a opus golului. După pauză, toți steliștii au dominat confruntarea din Ghencea. Vic Falvi a trimis cu capul puțin pe lângă poartă, pentru ca 8 minute mai târziu și Rusescu să aibă o șansă mare de gol din lovitură liberă. Pleșca a fost în pericolă și la lovitura liberă executată de Chipciu, dar scorul a rămas neschimbat. Tatu a exasperat din nou pe suporterii Stelei cu o ratare incredibilă și Steaua Gazmetan Mediaș s-a încheiat 0-0. Este nevoie de timp pentru că foarte mulți jucători nu sunt obișnuiți cu ritmul care îl impun eu și e normal că avem nevoie de timp. Mai ales acum că jucăm și cu presiune, că am ajuns pe podium pe locul 3. Au fost situații de gol, puteam să pierdem acest meci, puteam să și câștigăm. Mi-e pare rău că n-am să câștigăm, încă am avut încă o oportunitate pentru a ne apropia mai mult, dar am avut câteva ocazii destul de clare, n-am reușit să înscriem.